friend, aici este vorba despre noi, ieșirea de la Iernut în 2 km, serios, n-ai să crezi, cum adică mă despre noi, este vorba despre calitate umană, despre oameni, despre ceea ce întâlnim, despre ceea ce povestim și cu cine socializăm mai mult, pentru că au început ăștia să spună că ești suma prietenilor tăi, așadar e foarte important cercul în care te rotești, știi, că pământul se învârte și soarele se învârte. Bă, până la urmă e plat sau nu e plat? De unde naibii au fost descoperite foarte multe hărți din astea care arată că ar fi plat? Nici cum nu mai înțelegi. Ideea știi cum este? Eu cred că televizorul, de fapt, a fost inventat pentru următoarele lucruri. A ne tut creierul. De ce zic asta? Pentru că înainte, ce se întâmpla? Erau gladiatorii și mergeau autostrada A3 deschisă. Băi, n-ai să crezi, zici că suntem aici spre Milano, avem 4 benzi, numai că 2-2, așa. Și gladiatorii aia ce făceau? Păi se luptau acolo pentru propria lor viață. Știi cum era înainte? Pe timp, dacă citești un pic, o să înțelegi niște lucruri. Citește chestia despre circ și pâine. Cam asta se întâmplă cu televiziunea din ziua de astăzi. Foarte, foarte, foarte greu mai găsești o informație utilă, bună, verificată și viabilă. La TV, acolo spun. Într-adevăr, și în mediul online a început să apară foarte multă dezinformare. Știi cum este? Suntem tot timpul bombardați cu fel de fel de informații și la un moment dat te oprești și zici, bă, what the fuck, a luat foc ceva. Știi? Nu mai știi ce să crezi, îți bulversează creierul. Eu de asta zic de fiecare dată, nene, când ai aflat o informație, da? Bun, ok, testează-o, caută, vezi despre ce este vorba. Nu, acum a ieșit unul și a zis, domnule, a venit gripa maimuță, omorâți drept cu toate maimuțele din lume, că o să murim cu tu. Bă, stați un pic, sunteți stâmpiți, nu, serios, hai să judecăm un pic, să vedem care-i treaba. Cum adică o mână de oameni hotărăște pentru tot sacul plin de oameni? Nu ți se pare un pic ciudat? Nu, serios, ți-ai pus întrebarea vreodată? Și chiar crezi că tot ceea ce vezi și tot ceea ce auzi tu este de fapt real? Aici este vorba despre ei, despre noi, despre cum eram acolo. Ia stai-mă așa că mă gândesc. Eu, voi, nu mă, eu, tu, ei, ele, noi, vo. Bă, lasă-mă că mi-a dat reset, e prea mult. Bă, erau alea șase așezate așa. Nu mai știu, mă, pe tip 2 care le-am scris, irelevant, las-o acolo. Fii atent, cred că au început să iasă grâu. Bă, dar nici zăpadă nu mai este cum era, mă. Nu mai este aici, că este în altă parte. Eu știi cum văd lucrurile? Eu văd lucrurile în felul următor. Sunt aici pe planeta asta, pe Terra. Ideea care este că sunt în tranzit, da? E ca la gară. Pac, ai venit, ai plecat, ai coborât, ai urcat, a urcat altul vagonul, celălalt pe tine te-a basculat acolo, te-a ars, te-a băgat în îngrășăminte, a ieșit spicul de grâu, au făcut pită din tine. Ideea acum este că atât timp cât suntem aici, nene, prin trecere, eu tind să cred că lucrurile ar trebui făcute în felul următor. Eu așa încerc să le fac, nu îmi reușește de fiecare dată. Fă ce-ți place și atâta timp cât nu deranjezi pe nimeni, este absolut perfect. Absolut perfect. Dar știi cum e? Că de multe ori nu putem să facem ce ne place. Păi, nu prea mere. Adică tot timpul apar provocările astea. Mie, spre exemplu, îmi place să fiu șofer. Mie îmi place să circul, să întâlnesc situații, să povestesc cu oamenii. Da, mă uit la ăsta. Păi, de ce nu-i arde-mă la un proiector? Mama, a lăsat luminile pe automat. Bă, cred că senzorul nu-i... Bă, mie asta îmi place, înțelegi? Este perfect așa. Da, lui altul îi place să scrie la mașină, lui altul îi place să proiecteze Iveco cu instalație de AdBlue defectă. E ok, îl acceptăm și pe el în gașca noastră, n-avem ce să-i facem. Nu-l putem exclude, e de-al nostru. Stai să iau o gură de cafea. Gata, mersi.
Dar știi ce este cel mai important? Relațiile astea, mă, dintre oameni. Este foarte greu în ziua de astăzi să găsești o persoană în care să ai încredere. Din punctul meu de vedere e foarte greu. Și avem nevoie de chestia asta. E important să poți să suni pe cineva când ai o problemă. Bă, ajută-mă cu chestia asta. Nu știu ce ar trebui să fac. Știi? E foarte important. Observ că lumea, de fapt, a început să fie așa foarte speriată și tind să cred că parcă așteaptă ceva. Da? A fost epidemia asta de gripă aviară cu COVID-14, 18, 19, cât o fi fost el. A venit chestia asta, problema asta cu Rusia și Ucraina. Stai tu liniștit că nici rusul, nici ucrainianul nu sunt sfinți. Probabil că ai văzut că ce se întâmplă și cu canalul ăla. Ai văzut și despre minoritatea noastră din românii noștri din Ucraina, ce se întâmplă cu ei. Știi că și unele teritorii, da, povestea este destul de lamplă, ca să zic așa. Mie mi-a plăcut de bulgar. Bulgarul a zis, băi, fii atent, am o sacoșă plină cu mere, dar să fiu al dracu, de-ți dau vreo una. Și românul știi ce a zis? Băi, fii atent, am jumătate de sacoșă cu mere, ți-o dau aproape pe toată. Ca să ne înțelegem, dar oare de ce? Oare de ce? Da? Oare de ce se întâmplă toate astea? Și mai am eu un semn de întrebare ca și locuitor al Republicii România. De ce datoria externă a României este jumătate din PIB-ul țării? Păi încătro ne îndreptăm. De ce 50% din terenurile arabile sunt vândute străinilor? Eu doar mă întreb, mai sunt locuitori al Republicii România sau nu mai sunt? Da, adică orică mă duc în Nemția și culeg castraveți murați de pus în borcan sau îi bag cu tot cu borcan în pământ ca să mai iasă încă 14, orică vin aici la mine și cresc cămile, e cam același lucru. Pentru că de fapt, deci eu din punctul meu de vedere, chestia asta cu vândutul terenurilor străinilor este atentat la siguranța națională. Eu așa o văd, nene. Și sunt doar un simplu șofer. De ce în Polonia nu poți să cumperi pământ? De ce în Italia nu poți să cumperi decât după un anumit timp? De ce în Germania? De ce în Franța? De ce, de ce, de ce? Păi zic eu, de ce în România se poate? A căzut chestia aia cu America, țara tuturor posibilităților. Păi dracu, România, țara tuturor hoților. Dar cum să nu? Ideea care este că oricine își dorește o bucată din România este foarte simplu, da? Își dorește căsuța aia de acolo. Ok, cât costă căsuța? 5.000 de euro. Bun, mai trebuie să mai avem 10.000 în buzunar pentru șpagă. Atâta tot, așa se rezolvă lucrurile din punctul meu de vedere în România. Vezi reportajele Recorder, mai vezi și una și alta. Nu prea pot să spun foarte multe, că nu e voie aici, ci că pe ecran și se vede ecranul. Știi cum este? Una peste alta sunt mulți care zic, băi, dar de ce îți bați bătul capul cu chestiile astea? Pentru că mă privesc, nene, pentru că locuiesc aici în România. Nu aș vrea să plec dincolo, dar mă gândesc acum la o chestie. Bă, de ce în Germania plătești CAS-ul cum este la noi în România? De ce în Franța plătești CAS-ul cum este la noi în România? De ce în toată Europa plătești CAS-ul cum este la noi în România? Și apare o mică chichiță în anul următor. Zice fiscul, servus my friend, ne-ai plătit 10.000 de euro anul trecut, nu ai avut nevoie de spitalizare, noi trebuie să-ți returnăm 2.000 înapoi. Bă, ești nebun? Și statul român vine și zice, servus Valentin, ai plătit prea puțin, mă, mai trebuie. Bă, serios, sunt oameni care au cotizat la stat pe chestia asta 10 de ani, nu au avut nevoie de intervenție medicală și spitalele arată cum arată. Păi unde se duc bre banii ăștia? Eu doar te întreb că nu mă pricep, dar încep să mă prind despre niște lucruri, da? M-am dus la spital, mi s-a rupt degetul ăsta de aici, înțelegi?
Și mi-a zis, zice, n-avem atele, trebuie să cobor la farmacie să-ți cumperi. Băi, ești sănătos la cap? Cum adică? Și acum eu te întreb pe tine, noi ce facem?